Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Cântă. Voi însă veți cânta ca în noaptea când se prăznuiește sărbătoarea. Isaia 30, versetul 29. De ce oare spune Biblia în Psalmul 147, în primul verset, este frumos să-L lăudăm pe Dumnezeul nostru? Pentru că atunci când exprimi promisiunile din Cuvântul lui Dumnezeu prin cântarea de laudă, credința ta este întărită. Marea recesiune din anii 1930 a lovit extrem de puternic un om de afaceri pe nume J.C. Penney, punându-i în pericol chiar sănătatea. Speriat și disperat din cauza marilor pierderi financiare, Penny s-a afundat atât de tare încât a simțit că nu i-a mai rămas nimic pentru care să trăiască. Chiar și familia și prietenii l-au respins. Ajuns în spital într-o noapte, a devenit atât de demoralizat încât se aștepta ca până dimineața să moară. Atunci a auzit un cântec venind din capela spitalului. Cuvintele sale sunau așa: orice ar veni, să nu te temi, Domnul te va păzi, pavăza lui te va scuti, Domnul te va păzi. Intrând în capela, a ascultat cântecul, citirea Scripturii și rugăciunea. Mult după aceea a scris: dintr-o dată ceva s-a întâmplat. Nu pot explica, nu pot decât să o numesc minune. Am simțit ca și cum am fost ridicat din întunericul unei închisori și adus la lumina caldă, strălucitoare a soarelui. Am încheiat citatul. Din acea zi, J.C. Penney nu a mai fost bolnav de îngrijorare. El a descris acele clipe petrecute în capelă ca fiind cele mai dramatice și mai glorioase 20 de minute din viața mea. Când a murit, la vârsta de 95 de ani, el a lăsat în urma sa 1660 de magazine care îi purtau numele, Penny. Când nimic altceva nu mai funcționează, laudele Domnului puse pe muzică te pot ridica dintr-o spaimă de natură spirituală. De aceea, spune Biblia, este frumos să lăudăm pe Dumnezeul nostru. Încearcă și vei vedea singur. Funcționează.